Bă, merge, merge. Am stat ca prostul degeaba. Am vorbit ca prostul. Eu, cu mine și cu nimeni. Așa. Nu știu dacă o să fiți pe live. Am văzut, uite, Vlad Ionuț, uite, că el e pe live. Am zis, bă, e 8-bit, băgat, tot n-am făcut un live cu el sau ceva. Acum e momentul să-l rancăm. Așa, mă, dați toți pe mine. M-a rupt. Așa, am zis, bă, e momentul să-l rancăm și pe el. Haideți să facem și noi un live și astea. Până acum am pierdut. Așa. Plus că a trecut. Mai mă știi? Da, mai știu pe toți, mă, nu mai puneți aceeași întrebare. A trecut de 0000, deci este Sfântul Alexandru, deci e ziua mea. Deci, ia. Bam, 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 bam. M-a lăsat asin. Hai că n-a apărut, hai că n-a apărut pe live dacă e. Ce mă împiști după? Mamă, dar nu pot să-l nimerez pe ăsta, nu pot să-l nimer. La mine e 23, 23. Mă, dar ce fur mă tot atât? Hai mă, s-o dăm parte, parte, hai mă. Hai, ți-e frică s-o dăm parte, parte. Acum vii tu, că ai mai multă viață, mamuța. Bine, hai. Ia, mi-l aug. Vrea să mă prindă la pâine așa. Mă, mi-a dat-o. M-a trosnit. M-a trosnit Piper. De la spate mi-a dat-o. Vede ce fac. Că e ăla, e ăla dop jos. Mă bag. Mă cam rupe. Adu-l mai încoa. Dacă l-aduce mai încoa, ce-l rup ăla. Da, când era rău, da, nu acum. Salut, salut băieți. Salut. E ziua mea. Ușit, e ziua mea. Bine, de nume, nu de naștere, dar totuși. Tot sunt pe hype-ul ăla mare. Așa, mama am fost la Gușari. Am uitat să pun pe Insta. Da. Am fost la Gușari cu antrenamentele. Iar m-au nu că m-au rupt. Bă, băieților, bă. Da-o dat, mă. Adică, n-au dat tare neapărat, pentru că sunt începători și astea. Bă, da, dăteau și nu dăteau să te nimerească pe tine. Dăteau așa, în mâini, în picioare. Gen, mai ales în mâini, sunt vânăt pe mâini. După ce m-am accidentat și la antrenament, în mâini și în picioare, acum mai sunt și vânăt. Și de la ăștia, mai m-a bătut ăla, dar nu l-a locul 2. Mi-a dat, bă, am dat de unul acolo, bă, nu mai picior, nu mai mâini îmi dădea. Bă, dar mi-a plăcut, schimb de experiență. M-am bătut cu ăștia mai mari, cu ăștia, stai mă, cu ăștia mai mari. Ah, bă, da, un singur copil s-a bătut mai mic decât mine, ar avea undeva la 11 ani, de gen, de înălțime, hai să zic că aproape mă lua. Bine, era cu un cap mai mic decât mine, dar lasă că aproape mă lua, lasă-l așa. Și tu l-ai pe ordine, eh? Nu-i live. Așa și... Na. Oh, shit! Ce-a dat la mine? M-a oprins. Oh, shit! N-am avut ce să mai fac. N-am avut ce să mai fac. Eram low. Nu puteam să stau la bătaie. Mi-l sun. Bun, data viitoare când o să pierd, o să vă arăt eu ce face 8-bit când pierde. Bine, asta nu prea e mapă de el, dar toată lumea l-are, toată lumea îl joacă acum. Ce vrei să fac, să nu-l joc? Am zis că jucăm. Salut, respect, salut. Salut, Aline. Bam, 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 bam. Dă-i tare acum că ai ultra. Hai și. Nu ești, bine. Vezi ce fel la fel. Dar mă așteaptă ca ultimul șobolan aici. Te vezi? Mamă, dar cât de repede se încărcă, mă, ultima ta. Bă, l-am omorât și m-a omorât el după. La cu 6 plus 1 merge și ăla. Bă, și am observat 8.
Bit este, pot să zic Bit de acum încolo. Bit e singurul browser care pare supărat, gen imaginea feței lui e supărat așa, e încruntat. Bă, bă, bă. Complet arcade, Far Cry, pentru că cu altceva n-am găsit pe iOS. Bun, ce să fac? Salut, bro, că fă, bine. Bine, bro, ma bro, da, tu ce faci? Uite, eu fac un live cu 8-bit, îl boostăm și pe el, îl urcăm și pe el un pic. Și, da, că tot e ziua mea, nu? O dată e Sfântul Alexandru, hai că o dată, dacă e, nu zici că a fost de 10 ori pe anul ăsta. Pff, ce-mi dau ăștia? Mă știi, da, te știu. Dan Gheorghe pe Brawl Stars. Te știu, ai fost și la noi în clan, ești din clanul nostru. De ce ești, mă, rău și ești din clanul la oameni? Stai să distrug asta, asta vreau, nu vreau să plăba pe el neapărat. Ne uite, dacă stau aici, stai. A, încă am și cum, dacă stau aici, poți schide. Mare bașnean. Gata. Vezi, am și vorbit înainte. Mă relaxează să mă joc Brawl Stars. Mă relaxează să stau pe YouTube cu prietenii mei, cu abonații mei, cu oamenii care mă susțin. Ia, hai să dăm, hai să dăm. Hai că nu mai bătut dacă e. M-a bătut la bubblegum. Mi-a dat un bubblegum peste cap. Anac 12, în ce club ești? În karate, Ciro? Clubul nostru, cel mai blană. Să strâng gemuri. Ce gemuri să strâng, bossule? Am 152 de gemuri. Abia aștept să bagă skin-ul la Paleon. Hap, l-am luat. Se bagă ăsta pe Tara, o să-l cumpăr. O să-l iau eu odată și odată. Sigur îl iau. Dar când o să fie și Leon și Tara, atunci o să-l iau. Așa? Saleu, te respect. Mersi pentru respect. Dar bă, când vezi skin-ul ăsta pe Crow, parcă n-ai vrea să cumpere ofertele alea, dar târguie la 100 de like-uri la ultimul episod al meu, cumpăr ofertele astea două și da, ofertele alea două. Să sperăm că o să fie și Leon și Tara și cumpărăm și pe aia. Cumpărăm totodată. Să facem așa o nebunie de asta mai mare. Dar aș vrea să fac mai multe episoade, gen ăla când cumpăr și Big Box-ul, nu se mi-a. Da, le iau pentru content, nu le iau neapărat că se merită. Pentru că știu că nu se merită, că e un megabox și un bigbox și cere 2000 de star pointeri în sal. Știu că nu prea se merită, mai bine mi-au skin-ul la pe Crow, dar am zis că la 100 de like-uri îl cumpăr. E mapă nouă. Ce dai, mă, ce, că n-am înțeles, de ce dai tu pe mine? Da, skin-ul pe Crow e blană, dar dacă fac 10k trofee, gen, domne, 10k trofee, 10.000 de... 10.000 de, să costă niște, 10.000 de star point-uri, îmi iau skin-ul pe Crow. Nu-mi pasă, nu-mi pasă dacă apuc până se strâng 100 de like-uri, să strâng 10k star point-uri, eu cumpăr skin-ul pe Crow, așa că mai bine dați like, băieți, la ultimul episod, dacă vreți să cumpăr Big Box și Mega Box-ul, dacă vreți să vedeți cum pierd eu star point-urile alea, de m-am chinuit 100 de ani să le fac. M-am început să se pună de-astea entități și pot să se lasă cu lag-ul de-astea. Fiate ce fac. Sal Valentin, sal. Reai. Ce-am așteptat frerul la pândă. În mod normal, eu aș putea să bat Big. Mamă, i-am dat un hit, am nenorocit. Pam, 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 pam. Da, dar știi care e faza? Nu aș lua skin-ul pe Crow. Bine, dacă încă rămânea cu rang 20 să fie rang maxim, nu luam skin-ul pe Crow pentru că nu prea se merită acum. Știi, oricum nu mai ranchez, eu vreau să ranchez tot Brawl rank 20, dar acum o să urmeze să mă joc cu Crow, cu Leon, cu ăștia.
Mersi, mersi de la mulți ani. Ia uitați, primul abonat care mi-a zis la mulți ani. Bum, i-am rupt, gata. Primul abonat care mi-a zis la mulți ani. Antonio Pican. Ce Antonio Pican, mă? Ce atât Antonio Pican? Ia, hai. Gata. Nu mai mi se pare șmecher. Bă, când avea mai puțin abonați, era Blanaus Antonio. Da. Pican ăsta, da. Acum nu. La mulți ani de acum. Păi Alex e, poate te cheamă Alex, e Sfântul Alexandru, deci la mulți ani, băi. La mulți ani, ia uitați, zic, am început băieții cu la mulți ani, haide. Du Joan de acolo, bum, bum, bum. Brum, brum, brum. Mersi mult, ia uite, hotolă, ia. Mamă, cum venea șopolan, mamă, și mă bagă în ăsta. M-a băgat în ăla, dar... Păi mă cheamă Alex și astăzi e Sfântul Alexandru. Bă, uitasem că astăzi e Sfântul Alexandru. Și m-a sunat un prieten al meu foarte bun, Denis. Și mi-a zis, bă, la mulți ani, ce faci? La mulți ani? Bă, ce la mulți ani? A, da, bă, stai că e Sfântul Alexandru. Îmi dă fel pe creu 700, că nu e greu. Eu l-am făcut, l-am avut 804. Uite, așa face când pierde. Apar 3, 2, 1, apasă acolo pe butonul și facea game over. Să-l facem pe crow. Ziceți, băi, vreți să-l facem pe crow rank... să-l facem 700 de trofee. Deci rank 22. Haideți, ziceți, băi, să-l facem pe crow acum. Facem? Ai fi jos și tara să o duc rank 20. Uitați câți brawler am. No brawler rank 20. Ziceți, băi, băieți. Îl ducem pe crow rank... 22. Încercăm să-l ducem. Da, bă, uitați-vă, băieți, ce easter egg. Deci, vedeți, asta pe spatele lui Crow, da? Vedeți, ăsta pe spatele lui Bull, da? Vedeți, stai, unde e Bibi? Vedeți, asta pe spatele lui Bibi, da? Vedeți, toți au același ăsta. Dar... Uitați băiatul ăsta nou al nostru, care e așa mai rău mai astea. Ia uitați, are un craniu pe spate. A, stai mă că uite, țară clubul aici, uite. Karatiștii Ro se numește clubul. Un sigurii frumos, cu hafa. 250.000 de trofee, foarte puțin, foarte slab. Trebuie să ai plus 2400 de trofee ca să intri. Și aveți link-ul între la clan în descriere. Nu am bugul să mă scoată din joc. Momentan. Pe 15, pe 16 martie fac. Hai că ne-am băgat cu crew. Bă, Rush Wars încă n-a apărut global gen pentru toată lumea, dar e nașpa asta. Ce să joc cu tine? Nu joc. Ce scuze, Iuliana, dar nu, momentan solo, pentru că am auzit că, na, hai să-l ducem pe crow rank. Bă, nu mai dă cu auto, mamă. Bă, și da, se face viața când e pe jumătate, la adversari se face move. Mai ca înainte. Și la chesturi se face move. Mai se face galbenă. Mori. Mă uite screen-ul ăla pe Tara, mamă, ce plan o să arată. Mori. Mori și tu, Tara. Mamă, e cu ștar pauria. Ia, o tălă ia. Mamă, nu, bă, de ce? Da, bă, ne așteaptă emoji la colț. Hai să ne aștepte, bravului. Nu, pe bune, Andrei, este imunge la colț, haide că ne îmbracăm. Bă, haide mă că mă îmbrac repede și mi ies până la colț să facem așa un live așa mai pe seară așa și îl prinde și pe el, pe live. Și zic, n-are cum că am văzut niște story când s-a dus să bea vodka la 17.000 când Nicolo e 32. Pa. Mamă, când a dat sărăcie, ia. Unde mai duci? Că vine bul de sus. Dacă știa să preseze bulul ăla.
care prost, prost, acum știe să presez la mine etichetele. Păi la ce mă, la 700 de trofee îți dă rang 26? Păi ce zic, mă? Ai murit. Bă, du-te dracu, mă, du-te dracului. N-am fost atent la meci și am pierdut. Băi, cea mai proastă idee o să joc cu Cropo pe asta. Asta e. Ia și mă joacă și tu. Du-te dracului, du-te. La 800 îți dă rang 26. Pă, ești. Dar ți-l resetează? Ah, ce ți-a picat? Mamă, ce dă Piper? Mă cam îndoaie pe ficat așa. Mă, pe genunchi, mă cam îndoaie Piper. Mamă, ce plesneală mi-a dat. Da, mă, dai cont mic, mă. Ți-a picat așa, wow. Dacă l-ai dus săptămânii cu ce am pierdut, nu prea multe. Bă, mamă, nu am numele tău, ce știu că bună zic. Probabil o să jucă mai încolo. Ai cum stă și o bună, n-are tu pe o să dea 1v1 când e și ea mai low, când are și ea viața mea, dar... Și aia stă? Ia-mă de aici. Ia-mă scârbă de aici. Oricum mori. Bam! I-am pierdut două hituri. Mă, uite și cum vine aia. Eu încă nu știu ce-mi pică. Bă, mi l-aș lua ca să-mi ia, să-mi dea star power-ul pe Jessica. Jessica, ui. Sau pe Nita. Bă, faceți timp? Nu, mă, fă, mă, timp, nu mai fie rea. Mamă, ce nesimțiți sunt. Nu vor să se pună și pe tare. Că fac câl, nu știu ce înseamnă câl, îmi cer scuze. Bam, 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 bam. A Insta, normal că am Instagram. Îl găsiți în descriere la ultimul meu videoclip. Wow. Unde ar trebui să dați like dacă vreți să iau... Dacă vreți să iau oferta. Ia mă, ia. Mai dai cu mine acum? Nu mai dai. Ți-ai luat smecta? Da, atât am vrut să-i dau smecta la aia. Acum că m-a omorât, asta e partea a doua. Du-și repede pe Crow, mă. Da, mă, l-am dus, hai că l-am dus repede, dacă-i. Până îl duc eu pe Crow, mai e mult și bine. Că gen, mi-a dat rank 21 din cauza că l-am avut 550. Da, am Instagram, barbalexandru716 pe Insta. Așa și dacă vrei să găsești link-ul ai în descriere la ultimul videoclip. Bam, bam. 1v1 mă bate, dar așa, de la distanță, nu prea, nu știu ce să zic ce. Mamă, ce mi-a dat-o pe țarda. Cum ți-a venit ideea să... Bă, am văzut că pot să... Știți, atenți, mi-a venit mie ideea să mă apuc de YouTube, bă, e slab rău de tot. Hai... Păi, uite așa a început ideea mea de YouTube. Andrei știe foarte bine pentru că el mi-a făcut canalul de YouTube, pentru că eu nu știam să fac canal de YouTube atunci. Așa, am fost într-o zi la Andrei, stăteam, nu ce stăteam. Bă, și eu mă gândisem dinainte, bă, eu vreau de mult să mă apuc de YouTube. Pentru că, na, că, bă, am văzut că ar fi fain, că nu știu ce. Și după aceea, pe iOS am văzut că poți să poți să iei să filmezi, că s-a băgat update. Și am zis acum, de ce nu? Ai mă, gata. Marci, mă. Așa, și am zis, bă, de ce nu? Dacă dai acum, ce mai mare nesimțită. Uite, de asta dau eu acum. Așa. Bă, și am zis, bă, de ce să nu mă apuc eu de YouTube? Că văd că ar fi șmecher, că nu știu ce, că... Așa.
Zis și făcut. Și am zis, bă, Andrei, bă, mă ajut, mă, și pe mine cu ceva. Să ia, ții-mă cu ce, că nu știu ce. Și am zis, bă, îmi faci mie un canal de YouTube, pentru că nu știu, sunt frustrat de tot, nu știu să fac canal de YouTube. Andrei, băiat bun, mi-a făcut canal de YouTube, frumos, elegant. Am zis, bă, ce nume să spun? Hai, Alex Karatistul Giurgiu, că știi că fac karate, mă cheamă Alex și stau în Giurgiu. De ce nu? Am pus numele ăsta și gata. După aceea am început să postam foarte des, munceam foarte mult. Nu prea am avut eu succes. Așa, Barbu Alexandru 716 mă cheam pe Insta. Așa, mi-am pus numele ăsta frumos și am început să postez. Bă, am strâns eu vreo 300 de abonați atunci. Bă, da, simțeam că nu strâng abonați, că muncesc degeaba ca astea. Acum am zis, bă, na, mă încercam un gând să mă las, dar am zis, bă, nu, că de ce să mă las acum? Am pierdut prea mult timp și astea. Și nu aș avea de ce să mă las acum. După aceea mi-a venit ideea, bă, eu nu suportam Brawl Stars înainte, pentru că am jucat înainte de Global Brawl Stars, de asta am și Star Shell-ul ăla, pentru că eu nu m-am jucat deloc în 2018 Brawl Stars, așa, sau în 2017 m-am jucat înainte de Global. Uite, bă, Ninja, ia uite, e Ninja, să moară familia lui, zici că nu e Ninja. Uai, frate, mamă, 89, așa, ce mod de plată, așa, și am zis, și facea, bă, eu nu suportam deloc Brawl Stars, bă, nu-mi plăcea ideea, până pe 25 ianuarie, adică de ziua lui Bordy, cu care am mai făcut eu episoade, colegul meu preferat, da? Unde sunt pe mod de plată? Că nu vreau să plătesc nimic, că nu știu de ce să plătesc, că auzi că ai care-i fața. Așa. Nu, băi, promovări fac doar dacă îmi faci un intro, un background, da, doamne, background. Niște chestii ca lumea, nu fac promovări pe bani. A, da. Așa, da. Așa și... Am zis, să mă reapuc și eu, că ăia începuseră să se joace, eram la ziua lui Bord. Aia începuseră să se joace și am zis, bă, hai că mi-l iau și eu, joc și eu. De ce să nu joc? E și făcut și l-am luat și eu, m-am jucat, nu știu ce. Bă, și am văzut că i-a picat la un băiat legendar. Eu nu credeam că poate să pice legendară până atunci. Și am zis, bă, hai să strâng și eu câteva bro box-uri, niște big box-uri și astea. Mi-am făcut, de cap, mi-am strâns 10 Brawl Box-uri, mi se pare că 2 sau 3 Big Box-uri și de la 1600 până la 2000. Mi-am luat acolo la 1999 de trofei, am luat, am deschis pe acolo chestulețe, miau, așa. Și după aceea, mulți știți videoclipul, unii nu știți, unii știți, așa. Bă, și mi-a picat Crow. Asta m-a lăsat pe mine foarte tare pe YouTube, asta m-a pornit pe mine. Începusem să fac vizionări duble în fiecare zi. Deci în fiecare zi mi se dublau vizionările. Fiecare zi că și-am în abonați. Bă, ziceam, ce se întâmplă? Bă, hai că se oprește aici, hai că se oprește aici. Până când am ajuns la 100.000 de vizionări cu clipul acela. Acum are undeva la 200.000 și ceva. Bă, și eram fericit. Și am început ușor să cresc în abonați. Eu crescând în abonați, am zis că, bă, șmecher, haide să postez. Am postat mai mult, am ajuns la suma 2000 de abonați. A început să răbăiți prin curtea școlii, Alex, care ți-a zis, George, ce mai faci, bă, hai, îmi deschis și mie cutiile, nu știu ce. Iar cu Bibi. Când s-a lansat Bibi, știți cu toți, am făcut un box opening pe contul meu mic, când mulți au spus că e clickbait, că nu știu ce, mi-am făcut un box opening pe contul meu mic, da? Nu mi-a picat. Mi-am făcut un box opening pe contul meu mare din câteva Brawl Box-uri și un Big Box. Și mi-a picat din Big Box.
Mi-am pus videoclipul. Unii au zis că, mamă, clickbait, că nu știu ce. Nu știu unde au văzut clickbait-ul. Uitați-vă până la capăt, băieți. Uitați-vă până la capăt. Dacă vă zic că mi-a picat ceva și astea, uitați-vă până la capăt să vedeți. Pentru că am și zis, o să revin pe contul mare. Când am revenit pe contul mare, mi-a picat Bibi din prima zi, când s-a lăsat, mi-a picat. Unde să-l facem? Bam, bam, bam. Unde să facem meet Andrei? Unde să facem fan meeting? Eu sunt de acord, mă, dar asta e maxamă, dar are una. Stai, mă, să mi se încarce și mie. A, nu, nu e maxamă, așa am și eu. Aleluia. Bă, parcă oare mai, parcă are mai mare asta. Fai și pe canal stand-up 2, eu am făcut. Nu știu, vrei să mă reapuc de stand-off? Bum, mor, mă. Știu că e aici. Bam, bam, bam. Uite asta? A, băi, cu ce filmez, bro? Băi, în episoadele le filmez, cum să se numește, cu ceva implementat în iOS. Da, este foarte open damage. Băi, vreți să ne întâlnim luni? Până la un 7 așa să facem un fan meeting, pentru că eu după aceea o să fiu la Bușteni sau Botoșani, n-am reținut bine minte, o să-l întreb ordei și o să aflu, așa, și ziceți, vreți să facem un fan meeting așa că plec și nu se știe dacă mai fac live pe acolo, vine vlogul, o să fiți sigur că o să apară. M-a rupt pe genunchi. Adică să ne vedem cu toții, să facem poze, să ne salutăm, să văd și eu ce abonați am, să mă vedeți și voi pe mine în viața reală, cum sunt și astea. Pă la ora 7, nu știu, la ora 7, 7 jumate, dar să-mi spuneți, că o să pun eu un anunț pe YouTube, să-mi spuneți cine vine ca să știu sigur că că ne întâlnim sau că așa poate merg și merg degeaba, nu e nimeni. Acum. Merg deja. Dacă vin în Telciu, ce e aia? Bă, te joci cu mine, mă chema Adrian. Nu joc acum. Nu stai trofee. Așa. Deci vreți să facem un fan meeting, programăm un fan meeting, adică să ne mândlesc cu voi, facem poze, ne salutăm, chestii trestii, așa. Am să continui cu asta, că n-am alt brawler cu care să joc mama pe asta. Așa, luni la ora 7 ne vedem în alei, cei care sunteți din Giurgiu. Zic alei pentru că este un parc frumos și de așa nu. Probabil că nu, mie lene să merg până Mihai Viteazu. Adică merg până în Bistrița. Dacă sunteți din Bușteni sau Botoșani, să fiți siguri că de pe 2 până pe 6 eu o să fiu în orașul vostru. Deci, dacă vreți, când o să aflu unde mă cazez, vă și spun. Veniți acolo, ne vedem acolo. Vedem, nu știu dacă mă joc după live cu o tăine. Mamă, dar nu-mi dă heal zona asta, nu-mi dă heal ea. Îmi dă doar așa shake. Și departe de mine. Sorry, ma bruda. Știi cum se spune? Sunt departe. Da, mor, mă, du-te-mă. Dar du-te-mă. Aha, te pui cu mine? Te pui. Yes. Mânzule, s-a pus cu mine și m-a bătut, mânzule, că nu pot să alerg după el. Da, Insta-ul meu este Barbu Alexandru 716. Bă, deci vă arăt Instagram-ul meu. Dar stai că nu pot să vă arăt Instagram-ul meu. Stați că vă scriu aici. Bă, nu stai. Da. Vă scriu aici. Deci. Mergem. Haide că mergem. Dacă. Ulu. Stai mă. Ulu. Meu.
Bueno, bon. No, non ci dice di sta quello Andri. Andy Sondri. Non so. Andri, bă, Andri, bă. Bă, cine știu ce ce bă. Nu știu dacă merg până mi-a uitat sau nu. Nu știu, vedem, mai este. Mamă, cât de proastă e Piper aia, e clar. Acum a aflat de Piper. De prima dată. Ardu-mă, dă-i. De pe Costi, nu mie, mă, nu... Mamă, ce toată mine a dat, mă. Toată mine a dat. Mamă, ce prost ești. Roșu ca ciclu, frate. Frate, era român și a dat în mine. Ia dacă o să fii. Toată mine a dat. Prăstru, prăstru. Trebuie să te întâlnești cu o gagică, haide. Te bagi pe combinația, Andrei. Faci iubită, iubițică. Nu, 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 m-a bătut. A ieșit din boschet și mi-a dat cu tigaia în cap. Uite, 3, 2, 1, pentru continuă, game over. N-am mai avut bănuți. Așa, bun, mă, hai că ne vedem, pentru că o să aflați și iubita lui Dujo Andy, Andrei, așa, mergem în Mihai Viteazu la ora 7, luni la ora 7, ne vedem acolo. Vă aștept pe toți să ne cunoaștem. Faci promul la prieteni. Da, îți dai seama că, na, că ajut și pe ei să crească, că și am fost ajutat de prieteni. Hai că am fost dacă e ceva. Hai că mi-a dat vreun prieten. Sprijin. Ia, ești aici și tu. Pleacă mă de aici. Ți-a dat-o, i-am și zis. Acum ce vrei să facem timp, mă? Ce să scriu, mă, că sunt în meci acum, mamă. Eu nu înțeleg ce vrea să scriu, asta e problema. Bă, ce e cu... Nu, bun, fă-mi la cam. Facem mărci, haide că facem mărci cu caratistul frumos, așa. Caratistul așa pe față și pe spate, nu pe spate, să scrie o caratistul frumos și pe față așa un luptător, găsesc eu ceva șmecher. Veteran clan. Montana. E un tip foarte șmecher. Că fumă. Madalin CMP. Salut CMP. Salut. Bine, tu, uite, la un live aici. Bă, m-a omorât roșu ca ciclu, bă. Bă, așa ceva, mă. Mamia. Original. Original, cu stof original de la rus. Pa. Na. Ce fac? Gami aș gura ta. Nia. De ce fugi? Nia, ce am crezut că îmi dă petarda. Nia. Stai aici în zona. Vine Piper. Mamă, ce mi-a dat-o? Are range un pic mai mic, mai mare decât al meu. E mapă de ăștia. Ca Piper, așa de ăștia cu range mare. Ma, hai că n-a început lagul. Din două hituri. Frumos. Red Fire 2005. Ia uite, era născut în 2005 ca mine. Gata, ți-am zis că ți-ai smec, da? Joci unul cu mine? Jucă-mă cu toții, mă, unul după. După meciul ăsta, să fie clar că jucăm toți la Frenzy Game. Eu mă, cum mi-am dat ultimat, hai după el.
Dă-i, mă. Arde-l. Mă. Mia. Să fă originalul de la rus. Tot eu am luat 11. Tu ce vrei acum? Ce vrei? Ai vrea să te las în viață acum, Aise? Vă bat la covoare. Mia. Fii atent ce fac. Alerg ca Piper, la fel. La fel ca Piper. Mia. Acum are ales să o las în pace. Dacă era deșteaptă în loc, ei fugeam și dăteam de la distanță. Ia, asta a încercat, asta a încercat față. Plus 10. Haideți, băiți, toți pe Brawl Stars să jucăm. Mamă, îmi doare mâna dreaptă, gen tot umărul, tot umărul, pentru că m-am accidentat. Nu știu ce mapă e, Ogikisha, da. Devil Vertex. A, nu-mi place mapa asta. A, uite. Asta. Hai, bă, băieți, intrați aici. Intrați. Adică, intrați în Brawl Stars să jucăm cu toții, dacă e. Mai trece. Nu, în fin. Cât e ceas? E 1. Nu, bă, băiți, mai băgăm un match. Și lasăm live-ul ăsta pentru că facem de o oră. E ora 1. Probabil nici unul nu mai sunteți pe live. Adică ați mai fost câțiva. Bam, 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 bam. Nu mă acolo cât de bine. Ba. Smackdown. Mia. Momentan nu miros pe nimeni. Paci. Bun, pot să stau aici. Știi care e faza? E skin-ul ăla clasic. Clasic, de asta cum se numește. În clasic 8-bit. Ia uite, eu zic cu fanele la mulți ani. Classic 8-bit, da? Păi da, clasicul arată cum arată un adversar. Gen, e așa roșu. E bine, el nu e roșu, dar adversarul, uite, al meu e albastru, da, și pe spate. La el este roșu și pe spate. Gen, eu îl văd roșu și pe spate și când trage e roșu. Așa că, da? Uite, vezi? Stuff original roof. Dă-i-mă pe ăla. Sparge-mă pe fitianii el. Nu trebuie el să iasă odată și odată. Ia. Nu ieși, a? Nu ieși, asta vrei tu să spui. Dacă ar să-i dobor tureta aia. Mă, gata, că mă rupe, mă rupe. Ai face ceva, dar fi riscant, fii țădinț. Mă, gata. De ce dai, de ce? Gata. Măcar am locul 2. Maradona, mă omor Maradona, King acolo. Dar măcar am luat locul 2, ați văzut cum a venit nesimțitul. Na, în fine. Bă, băieți, cam atât a fost cu live-ul de astăzi. Uite, mersi că unii mi-a zis la mulți ani. Poate din cauza că n-a știut, nu mi-a zis. Dar în fine, până data viitoare eu am fost Alex. Sper că v-a plăcut live-ul de astăzi. A fost cam târziu el făcut, dar na. Data viitoare eu am fost Alex. Ne vedem luni la ora 7 în Mihai Viteazu. Până la... Pa, pa!